Alex, bun găsit. Ce se întâmplă în acest caz? Te rog să ne explici. Bună seara, Stella, bună seara tuturor. Primarul din Ștefănești de Jos a fost reținut și în vara anului trecut, însă atunci procurorii din Buftea l-au eliberat și au susținut atunci că nu erau probe pentru a se cere arestarea lui. Ce s-a întâmplat încât între timp primarul a fost reținut din nou? Primarul și complicii lui l-ar fi bătut pe unul dintre martorii denunțători ca să-și retragă acuzațiile. Omul a avut nevoie chiar de îngrijire medicală de până la 12 zile. De asemenea, primarul și complicii lui ar fi încercat să o determine chiar pe tânăra victimă să-și retragă acuzațiile, oferindu-i diverse bunuri. Ce nu au știut ei e că dosarul a fost preluat între timp de către procurorii DICOT, care i-au monitorizat și au strâns probe. Astăzi, procurorii DICOT i-au chemat pe toți cei cinci, inclusiv primarul, la audieri. I-au reținut pentru viol, trafic de minori, loviri și alte violențe și influențarea declarațiilor și i-au prezentat în această seară Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.